Provăduia Evanghelia, gloatele se ținea după el, pentru că Domnul dă vindecare, aleluia. Pe unii trecea Iisus, oamenii se vindecau, oamenii își căpătau vederea, scopii umblau, aleluia. Și omul acesta, în urma ceea ce vorbea Domnul Iisus Hristos, a alergat și s-a închinat înaintea Domnului Iisus Hristos. Tată, vrem și noi în seara aceasta să ne închinăm înaintea Ta. Dar nu oricum, în Duh și în adevăr. Lăudați să fie Domnul! Alergând la Domnul Iisus Hristos, omul acesta îi făcea o invitație și îi spunea: vino în cortul meu, că fiica mea a murit, copilă de 12 ani. Dar credința mea, și cred că dacă îți vei întinde mâinile peste ea, se va vindeca. Își va recăpăta viața, slăvit să fie numele Domnului. Nu l-a refuzat Domnul Iisus Hristos. Nu l-a refuzat. Iisus nu refuză pe nimeni, aleluia. Dumneata care ești în adunare, ai preț în ochii lui Dumnezeu, mărire Domnului. Te iubește Iisus Hristos. Dorește ca viața ta să o dedici total în mâinile Lui. Lăudați să fie numele Domnului. Iisus l-a ascultat și n-am zis că nu merge. Pentru că nu era orice om, era fruntașul sinagogii Iair, aleluia, era un om de vază, un om care cunoștea scripturile, legea. L-a chemat pe Domnul Iisus Hristos să-i vindece copila de 12 ani. Așa că dacă ar muri un copil la noi de 12 ani, greu ne-am tângui și am plânge și am boci. El a invitat pe Domnul Iisus Hristos. Invită-L în viața dumitare pe Iisus Hristos. Doamne, vreau să domnești în viața mea, în inima mea, și vreau să călătoresc cu Tine. L-a invitat pe Domnul Iisus Hristos. Iisus s-a spornit spre cortul lui Iair. Dar totuși femeia aceasta de 12 ani care suferă, necăjită, plină de durere, auzise că Iisus Hristos vindecă. Vă dați seama, o fetiță la 12 ani să moară și o femeie de 12 ani de suferință să fie vindecată. Mare este Domnul, aleluia! Facă bună Dumnezeu în seara aceasta să înțeleagă ceea ce vrea să vorbească aici. Aleluia! Femeia aceasta se ține după gloată și spunea un cuvânt: dacă mă voi atinge de haina Domnului Iisus Hristos, de pola Lui, eu voi fi vindecată îndată. Aleluia. Scurgerea ei nu înceta, curgea, dar știa că dacă se atinge de Domnul, va fi vindecată. Probabil că ești bolnav de 20 de ani, de 10 ani, de 5 ani, de un an și n-ai leac. În vechime era lepra care nu era vindecată. Erau oamenii nemarginați pentru această boală, erau dați la o parte. Acum există o boală, cancerul, pe care nimeni nu-l vindecă decât numai Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc că atâția oameni cu cancer sunt disperați, necăjiți, amărâți și nu mai știu unde să alerge. Dar dumneata ești în adunare, lăudați să fie numele Domnului. Mulțumești Domnului căci de dimineață ți-o deschis ochii, ți-ai văzut familia, soțul, soția, copilașii și ești în adunare. Slăvit să fie Domnul! Femeia s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și îndată scurgerea s-a oprit. Lăudat să fie numele Domnului! Femeia a fost vindecată, credința a vindecat-o. Lăudat să fie numele Domnului! Iair, disperat, necăjit, amărât, l-așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă? Că nu ajunge! Spuneți-i să nu mai se întristă, nu mai vine. Că a murit. N-a murit, spunea Domnul Iisus Hristos. Și doarme. Și doarme, slăvit să fie numele Domnului. Iisus pornește spre Iair. Dar accidentalul acesta pe care s-a întâmplat, că a intervenit această femeie cu scurgere de sânge, așa intervine de multe ori, că îl cer pe Domnul de 20 de ani și nu ți-o rezolva problema, pentru că alta este mai gravă.
Aleluia! Și știe Domnul că tu mai poți rezista. Știe Domnul că încă tu mai poți să stai în picioare. Dar sunt mulți necăjiți și amărâți. Mulți care dorm afară. Ne învață cuvântul, împarte-ți pâinea cu săracul. Vine un om și întreba care este religia adevărată. Îl interesa la penticostali, la martori, la baptiști. Religia adevărată este să cercetezi văduva și orfanul. Dacă totuși vrei să te ții de o religie, slăviți să fie numele Domnului. Oare de ce a spus Domnul Iisus aceste cuvinte? Să cercetezi tu văduva, să cercetezi orfanul. Pentru că Domnul Iisus avea în vedere că văduva nu mai are sursă. Nu mai are cine câștiga bănuțul să poată să trăiască cu copilașii. Era necăjită, era amărită. Știa că orfanii când moare mama și tata, nu mai ai pe nimeni decât numai pe el lăudat să fie numele lui cel sfânt. Să știți că mama orfanului este Domnul Iisus Hristos. Mama văduvei este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Atâtea văduve avem, Dumnezeu să le binecuvinteze. Atâția orfani și necăjiți, lăuda să fie numele Domnului. Și mă gândesc că mergând spre Iair, oamenii boceau, bătrâni, spune Evanghelia acolo, familia plângeau că această fetiță a murit. Iisus intră acolo în casă, le spune să plece afară, aleluia, și îi spune, scoală-te, fetiță, aleluia, mărire Domnului Iisus Hristos. Și îndată, fata, fetița de 12 ani, învie la cuvântul Iisus Hristos. Și spune, merge și dați-i de mâncare. Slăviți să fie numele Domnului! Ăsta este Domnul nostru Iisus Hristos, aleluia! Acesta este marele vindecător, care dă vindecare, care dă eliberare, care dă iertare. Slăviți să fie numele Domnului! Mă gândesc la Lazar, care a murit. Rămâne Marta cu Maria, întristate, supărate, necăjite, amărâte, că moare Lazar, sursa pe care câștiga bănuțul în casă să trăiască. Erau atâtea de întristate. Erau amândouă credincioasă și ascultătoare de Domnul. Marta cu Maria. Dar iată că Domnul Iisus Hristos îl vindecă. Îl învie din morți, a patra zi dată în putrefacție. Iisus vindecă și învie morți. Slăviți să fie numele Domnului. Doamne, dacă aici sunt morți spiritual, te rog să-i învinzi în aceasta. Te rog să le dai viață. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul Iisus. Dorești tu să primești acest lucru? Împacă-te cu Dumnezeul tău câtă vreme mai ai. Să știi că e atâta de scurtă vremea. Să apropie Domnul Iisus Hristos. Să-și ia ce a Lui. Nu știu cât va mai fi, dar știu că e puțin. Domnul vorbește prin proroci. Vorbește prin Scriptură. Doamne, ai milă de noi. Suntem amenințați, dragii mei, de războaie. Suntem amenințați de oamenii care conduc țările. Dar știm că la capăt ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Știm că la cârmă este El. El cârmuiește viața noastră. Decât noi să ne lăsăm cârmuiți de El. Lăudați să fie numele Domnului. Ne-am ales să vorbesc acestea cuvinte despre înviere, despre vindecare, că știu că eu am trecut. Am trecut pe aici și știu că ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea nu voi uita niciodată. Am promis că oriunde voi merge și n-am mărturisit, vreau să mărturisesc în scurte cuvinte.